ca buzunarul dumneavoastră să fie tot timpul pregătit pentru prețurile din piață, m-am gândit astăzi să tragem așa o raită prin piață, să vedem care sunt prețurile la alimentele de bază. Și aici mă refer la cartofi, la ceapă, la morcov, la ceea ce vă interesează pe dumneavoastră, mai ales gospodinele. Dar cum bine știm, gospodinele nu pot să lucreze în bucătărie fără un bun bucătar adevărat, cum suntem noi bărbații. Haideți să tragem o raită prin piața centrală, să vedem prețurile la legume, la fructe, chiar și, de ce nu, chiar și la pește. Pentru o bună salată adevărată avem morcov 2 lei kilogramul, avem, ce e asta la 2 lei? Sfeclă la 2 lei, mai avem asta ce-i pătrunjel păstrâvnac la 4 lei, deja oamenii încep să fie cooperanți, ceea ce este un lucru bun în piața centrală. Da, aici tot lei, și cartofi, 1,80 kg de cartofi, avem și cartofi albi la 1,5 lei kilogramul, și ceapă 2 lei kilogramul, 1,5 lei morcovii am găsit puțin mai ieftini, dar în piața centrală știți și dumneavoastră că prețurile, avem la 8 lei sorică, Ionatan mere la 2 lei kilogramul. Aveți de unde alege, pentru că toate produsele aici din piața centrală sunt naturale 100% de producători autohtoni. Gabi, vezi că avem și aici un kilogram, un leu kilogramul de varză. Dacă vreți să vă faceți o salată așa adevărată, avem și varză, 2 lei merele, 1,5 lei kilogramul de mere acolo și aici. Produse adevărat. Și hreanu. 10 lei kilogramul. În cazul în care vreți să vă faceți așa o, nu știu, hreanu se pune la friptură? Nu se pune la friptură. Păcat, dar ar trebui. Vreți să plecați? Da? Ați terminat de vândut tot? Tot, s-a vândut tot, nu? Asta e bine. Bine de tot. E bine de tot atunci. Ce mai avem aici? Sfeclă la 2,5 lei, 4 lei țelina. Știam eu că lipsește. Usturoiul, cât e usturoiul? 8 lei usturoiul. Toate lucrurile naturale 100%, nu? Presupun. Fără aditiv, fără... Fasolea cât e? 8 lei fasolea. Și văd că aici aveți și zacuscă și de toate. Și zacusca, uite, zacuscă picantă. Cât e asta? 10 lei. Dulceață avem. Dulceață la cât e? Tot 10 lei. Veniți și vă faceți cumpărăturile din piață. Gata, ambalate. Cine mai dorește, cine mai poftește. Uite, avem românești la 2 lei kilogramul, presupun că... Lăsați-o, doamnă, să plece. Ce trebuie noi cu ea? Avem cartofi românești la 2 lei kilogramul. Aici tot usturoi la 10 lei kilogramul. Pe TVM. Voi uitați cum e dimineața pe TVM. 1,50 lei dacă vreți să vă faceți o salată. Sper că e salată, nu? Aici 2 lei salată de galați. Avem și ceapă verde la 1,5 lei kilogramul. Spanac la 10 lei. 10 lei ardei. 7 lei roșiile. Văd că roșiile au mai scăzut la preț. 7 lei ridichia. Așa. Păstârnac 5 lei, morcov dulce la 2,5 lei, să sperăm că... Castraveții 10 lei kilogramul, pentru o salată așa bine meritată acasă, ca să după atâta friptură și carne e bună o salată acolo de la mama ei făcută. Găsiți tot ceea ce vreți aici în piața din Piatra Neamț. Mere golden la 2,5 lei kilogramul, mere românești de reghi în calitatea întâi. Majoritatea la mere cam 2,5 lei și mai găsim la 3 lei și la 3,50 lei, la 4 lei. Deci merele variază de la 2,50 lei la 4 lei. Pentru o cură cu mere, din punctul meu de vedere, dacă vă faceți o cură cu mere, sunt cele mai bune curele cu mere. În primul și în primul rând îți schimbă tot metabolismul și îți dă așa și un zvâc, ca să-i zic așa, de dimineață. Avem și acolo mere, tot la același preț, în jur de 2,5 lei, 4 lei, cam în asta variază. 3,5 lei, mere naturale 100%, usturoiul tot la 10 lei, îl găsim în piață, prazul, 4 lei prazul, din praz se face salată, o salată întâia. Așa, un păstârnac la 4 lei, pătrunjel la 4 lei, ridic negre la 2,5 lei, ridichile negre sunt folosite de obicei pentru tuse. Se scobește, se pune zahăr și se face un sirop extraordinar. Mai avem și o doamnă aici care este aici. Avem o ceapă albă la 3 lei și roșie, ceapă roșie la 2,50 lei. Ne combinăm bine, e un lucru bun. Așa.
Ce mai avem aici? Unde? A, oia e. Dovlecei, ia. Cât e dovlegerul? 12 lei? Kilogramul, nu? 12 lei kilogramul de dovlecei. Avem și varză murată, avem și castraveți murați. Puteți să vă faceți o sărată. Și murături asortate, naturale, puse în casă, nu, doamnă? Nu le gust, nu pot, că sunt în timpul serviciului și în timpul serviciului n-am voie să mănânc, că îmi pică greu. Cum le faceți? Cum faceți murăturile? Care ar fi secretul? Cu gogoșarul și cu conopida le punem cu mere de albină, să știți. De ce? Care ar fi secretul? E, pentru ca să nu îi doară stomacul pe client, să nu... Gustați un picuț și vedeți. Stăm, doamnă, eu îi chemăm pe toți să guste, dar dumneavoastră, nu? Vă dați seama ce vă facem, v-am terminat dacă îi chemăm pe toți. Așa, și gogonele avem ceapă, nu? Ceapă verde, ceapa verde de acasă. Avem și borcane cu tot felul de... cu tot felul de lucruri frumoase. Ce mai găsim în piața centrală? Roșii, după cum vă spuneam, au scăzut prețurile la roșii. Avem 7 lei kilogramul de roșii, 8 lei chiar kilogramul de roșii. Verdeață, 1 leu legătura. Mergem la lapte, ouă, carne și găina ne dă 9, lapte, brânză, carne, ouă, nu? Cum era... Și am intrat și la produsele lactate, avem o gamă variată de produse lactate, avem brânză de vaci proaspătă. Cât ajunge kilogramul de brânză de vaci proaspătă? 12 lei. 12 lei kilogramul și smântâna? La fel, 12. Și urdă proaspătă la 14 lei kilogramul și caș de oi felii la putină 25 lei kilogramul. Și ce mai avem? Caș de oi la putină frământată iute 20 de lei kilogramul. Uite, telemea dulce la 16 lei kilogramul. Cum vă descurcați? Greu, domnule, greu. Foarte greu, foarte greu. Munca? Nu-i plătită. Nu-i plătită? Fiți puțin mai optimist. Spuneți dumneavoastră. Da, haideți să zâmbim, să cum e. E bine, nu? E bine de tot. E bine de tot. Brânză de vaci la 12 lei kilogramul. Avem și ouțe, dar văd că sunt singure, nu știu cât ajung. Ah, aici caș. Caval. Urdă de vaci la 10,3 lei, brânză proaspătă de vaci 11 lei, lapte de consum 2,5 lei, lapte bătut 2 lei, sana 2 lei, telemea de vaci 13 lei, smântână pasteurizată 11,5 lei, brânză topită 13 lei, cașcaval 22, cașcaval semi-bloc 21,5 lei, brânză burduf 14 lei, telemea de vaci 13 lei, brânză burduf baton 13 lei kilogramul. Haideți să mai mergem și în partea de altă să vedem cum stăm cu laptele, cât e kilogramul de lapte. Și ultima oară când am făcut cumpărăturile de aici din piața centrală, acum recent, laptele era undeva la 5 lei kilogramul. Haideți să vedem cât e laptele la dumneavoastră. Aveți lapte? Nu aveți lapte. Doamna n-are lapte. Mergem aici, că aici laptele e... Cât e kilogramul de lapte? 2,50 lei. 2,50 lei kilogramul de lapte. Avem și telemea nesărată la 16 lei. 14 lei brânza de vaci. Nu fac interviuri. Nu, brânză de burduf de oaie, azi nu, puțin sărată la 15 lei. Toate lucrurile astea le găsiți în piața centrală, aici la produse lactate. Avem și ouă, 2 lei bucata, ou de țară. Proaspăt, nu? Găini stresate sau nestresate? Nestresate. Sunt liniștite, nu? Citesc, sunt relaxate, sunt... Bun, am prins și informația asta. Domnilor și domnilor, acesta a fost mercurialul de astăzi. Astăzi fiind luni, că materialul ăsta l-am filmat astăzi luni, 4 februarie, eu pot să vă spun, sperăm că până la sfârșitul săptămânii, până vineri, prețurile nu se vor ridica, ci vor rămâne constante. Vineri o să venim din nou în piața centrală, sau chiar joi o să venim în piața centrală, să ne pregătim pentru weekend. Să luăm fructe, legume, să luăm produse lactate, să luăm tot ceea ce ne trebuie pentru casă. Să facem o salată, să mâncăm sănătos, pur și simplu, natural 100%, aici în piața centrală din Piatra Neamț. E păcat să cumpărăm de la supermarketuri lucruri pe care le găsim proaspete aici.